Har și pace, bine ați venit la programul din seara aceasta. Aș vrea să începem cu o rugăciune. Pe bine puteți să slăvim, Tată din Cerul, Doamne, mulțumim și pentru ziua de azi, pentru harul și dragostea Ta, pentru binecuvântările Tale. Mulțumim că ne-ai binecuvântat și în seara aceasta și vrem să te rugăm să ne ajut să avem părtășie în jurul cuvântului Tău. Te rugăm să-l binecuvântești pe David. Mulțumim că a ajuns cu bine aici și vrem să ne dai un cuvânt din partea Ta, Doamne, și să ne întărește, Doamne, în aceste vremuri de restriște, Doamne, să putem să vedem fața Ta, să stăm aproape de cuvântul Tău. Mulțumim că ne vei binecuvânta în continuare, voi binecuvânta și pe toți cei care ascultă, binecuvântează și pe toți cei care sunt pe un pat de spitală, Doamne. Și pentru toate noi te slăvim, glorificat să fie numele Tău, înveți să fii binecuvântat. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Amin. În seara aceasta suntem împreună cu fratele Oprescu David. O să-i dau cuvântul acum. Pacea Domnului! Mă bucur să ne revedem și să ne auzim chiar în condițiile acestea. Cu ajutorul Domnului am reușit să ajung și eu în România din nou și să-mi văd familia, să fim din nou în prezența Cuvântului Dumnezeu și să ne aducem aminte că suntem copiii Lui și avem posibilitatea aceasta de a ne închina înaintea Lui și de a-i mulțumi pentru tot ceea ce îngăduie în viața noastră. Ultima oară când am vorbit, am fost invitat să vorbesc la o biserică nouă deschisă în Anglia, aproape de acolo unde lucrez eu. Și am citit un text din Deuteronom, capitolul 16, un text care și dumneavoastră probabil l-ați avut parte de el, nu cu mult timp în urmă. În Deuteronom, capitolul 16, versetul 9 până la 17, aș vrea să recitez versetele acestea, cu toate că dumneavoastră le cunoașteți și mulți dintre dumneavoastră le-ați auzit la sărbătoarea recunoștinței sau sărbătoarea roadelor în biserica din Mioveni, mă gândesc. Să ascultăm cu atenție și cu evlavie cuvântul lui Dumnezeu. Spune să numeri 7 săptămâni de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri 7 săptămâni. Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul, Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască numele Lui acolo. Tu, fiul tău, și fica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. Să prăznuiești sărbătoarea corturilor 7 zile după ce îți vei strânge roadele din arie și din teas. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta. Tu, fiul tău și fica ta, robul tău și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăjnuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. De 3 ori pe an, tot bărbații să înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege El, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. Amin. Desigur, poate mulți dintre noi spunem, Domnule, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare evrească și nu are legătură cu noi. Sau sunt unele persoane pe care le-am auzit care au spus, Domnule, ați copiat o sărbătoare de la regimul trecut și vă gândiți la roadele câmpului. Și mi-aduc aminte de o întâmplare
Am întrebat pe cineva, treceam îmbrăcat în haine de lucru în nordul Germaniei când lucram în agricultură, într-o grădină bio mare și treceam cu tractorul prin localitate și erau oameni în vârstă, oameni care aveau posibilități materiale, case destul de bune și oamenii aceia salutau cu mult respect pe noi, cei care munceam în agricultură. Și cândva l-am întrebat pe cineva și am zis, cum de ne bagă în seamă, cum de ne salută oamenii aceștia pe noi? Și omul acesta mi-a răspuns, zice, slujba voastră e o slujbă foarte importantă. Zic, păi de ce? E cea mai de jos slujbă. Și a zis, pentru că aduce roade, aduce bucurie pe masa fiecăruia dintre acești oameni. Sunteți puțini oameni care aduceți o hrană bună, o hrană sănătoasă, o hrană de calitate. Și oamenii se bucură pentru că voi munciți munca aceasta grea, iar roadele muncii voastre sunt culese de, și sunt folosite de ei. Dragii mei, mă gândesc la lucrarea lui Dumnezeu și mă gândesc de ce a îngăduit Dumnezeu ca să fie printre sărbătorile evreiești, care trei dintre ele le-am citat aici din versetul 16, de trei ori pe an, toți bărbații să sfântișeze înaintea Domnului. Era sărbătoarea zimilor care arăta despre ieșirea din Egipt, să sărbătoria și Paștele în sărbătoarele acestea. Și ei trebuiau să vină să înfățișeze înaintea Domnului, să se aducă aminte de brațul cel mare și puternic și de mâna cea bună a lui Dumnezeu care i-a scos din robia aceea după 400 și ceva de ani de robie. Și cum Dumnezeu le-a dat victoria aceea, cum le-a trecut prin mare, cum Dumnezeu le-a dat și i-a ajutat să ajungă și într-o țară pe care să o locuiască, o țară care nu era a lor, dar era o țară a promisiunilor. Și faptul că ei aveau ce pune pe masă era tot binecuvântarea lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta a Paștelor ne aducem aminte și noi obișnuim creștinii după Evanghelie să o sărbătorim în fiecare duminică, ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, Paștele nostru care a fost jertfit, spune în cuvântul lui Dumnezeu Apostolul Pavel. Ne aducem aminte spre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, așa cum evreii au luat un miel și l-au adus ca jertfă. Și noi ne bucurăm de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Prin jertfa Lui, prin ceea ce El a făcut, avem parte de poziția aceasta să fim văzuți înaintea Lui Dumnezeu îndreptățiți. Să putem să fim acceptați de Dumnezeu ca oameni iertați, pentru că Domnul Iisus Hristos atunci pe cruce a strigat, Tată, iartă-i. Și pentru bucuria care l-a pus înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, Domnul Iisus Hristos a mers la cruce. Nu este un har, dragii mei. Era o sărbătoare importantă pe care tot poporul trebuia să o sărbătorească. Și dacă se întâmpla ceva și nu puteau, aveau un alt timp în care trebuiau neapărat să facă lucrul acesta, să-l sărbătorească, altfel erau pedepsiți cu moartea. Era o altă sărbătoare care era foarte importantă. Și sărbătoarea aceasta, sărbătoarea săptămânilor, ne arată de primele roade. Dragii mei, era o sărbătoare și atunci a fost și coincide cu sărbătoarea de Rusalii, atunci când Domnul Iisus Hristos a arătat înființarea bisericii, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât și a dat startul bisericii la nivel public pe pământul acesta și a început lucrarea. Și după aceea este sărbătoarea aceasta, sărbătoarea corturilor sau sărbătoarea roadelor, care era la sfârșit. La sfârșit aceasta o fixau după cum Dumnezeu le arăta locul unde să sărbătorească. Și ceea ce spune aici, spune că e o sărbătoare la care trebuie să te bucuri. Dragii mei, majoritatea poruncilor sunt porunci pentru a împlini anumite lucruri. Gândiți-vă cine are sarcină de serviciu, să ducă la serviciu, să spună șeful, uite care e problema acum, ai un timp în care trebuie să te bucuri. Este obligatoriu. Aici spune, așa, știi, dacă vreți, strângeți-vă, discutați între voi, mâncați și voi ceva și vedeți, spune aici, contul lui Dumnezeu, să te bucuri. Este o poruncă, dragii mei, la fel, ca și cum ar spune să nu furi.
Este o poruncă. Spune aici să te bucuri la sărbătoarea aceasta, dar spune nu, nu să te bucuri tu singur. Știți că a fost un om care și-a pus problema aceasta, spune, i-a rodit țarina foarte mult. Și ce a spus omul acela? A, am să dărâm hambarele, am să fac alte depozite mai mari, am să... Și după aceea am să spun sufletului meu, suflete, bucură-te și veselește-te că ai mâncare pentru mulți ani. Și spune că Dumnezeu i-a pus atunci o întrebare în inima lui și i-a spus, omule, chiar în noaptea aceasta îți voi cere înapoi sufletul. Ce era mai important? Sufletul omului decât toate acele bogății. Dar aici Dumnezeu spune, nu bogățiile sunt, nu roadele sunt cele importante, nu faptul că ți-ai adunat provizii pentru iarna care urmează, nu. De ce? Important este să te bucuri la sărbătoarea aceasta împreună, nu, nu de unul singur, spune. Te bucuri la sărbătoarea aceasta tu, fiul tău, fiica ta, robul tău, roaba ta, levitul. Levitul era cel care se ocupa de treburile Domnului la cortul întâlnirii și mai târziu la templu, spune, străinul care probabil că lucra cu ziua și era în mijlocul și trăia în mijlocul poporului sau aveau și ei micile lor business-uri, spune, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Era o sărbătoare în care toți trebuiau să stea și să se bucure la aceeași la aceeași masă, să mănânce aceleași roade, să fie împreună. Și, dragii mei, nu este important cât de frumos este, spune, să sărbătorești sărbătoarea aceasta, să prăznuiești sărbătoarea aceasta 7 zile în cinstea Domnului. Așa cum facem sau făceam noi uneori, mergeam la munte și stăteam împreună și ne bucuram împreună aproape o săptămână. Și unii dintre noi chiar o săptămână. Dragii mei, spune aici cuvântul Domnului să prăznuiești sărbătoarea aceasta 7 zile în cinstea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel. Dragii mei, care este motivul principal care să aducă bucurie în inima noastră? Motivul principal este că sărbătoarea noastră trebuie să fie făcută în cinstea Domnului și cu încredere deplină că Domnul va binecuvânta și rodul muncii mâinilor noastre. V-ați gândit vreodată că binele sau lucrurile, acțiunile pe care noi le facem în numele Domnului atrag după ele ca rezultat răsplata Domnului, bucuria Domnului, binecuvântarea Domnului. Și spune, Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale. Și de aceea să fii vesel. Cât de important este să ne încredem în Domnul și să nu uităm că El este Cel care ne dă tot și ceea ce avem. A fost o situație în care un om al lui Dumnezeu și-a dorit să... Era un om după inima lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta, dumneavoastră știți, este David. Și împăratul David spune, a dorit și s-a uitat la el și zice, eu am o casă. Am o casă căptușită, o casă cu tavan, o casă acoperită. Am slujitori, am așa o familie mare și numeroasă și Dumnezeu vine să ne vorbească și ne întâlnim cu Dumnezeu într-un cort. Și el spune, nu pare corect. Și atunci spune, zice, am dorința aceasta să fac o casă în numele lui Domnului. Și spune lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, nu e o dorință rea, Dumnezeu este mult prea mare, dar tot atunci, pentru că ai dorința aceasta, se va face o casă unde să fie prezența mea acolo. Dar nu tu o vei zidi, ci fiul tău după tine. Și atunci David se apucă și strânge. Și strânge materiale pentru zidirea templului. Și strâng atât de multe materiale că la un moment dat David vine și spune,
Duceți-vă și anunțați în cetăți, duceți-vă și spuneți oamenilor să nu mai aducă, să nu mai aducă și să se oprească. Dragii mei, dar știți ce spune David? Spune, Doamne, oare este ceva ce să aducem ție pe care să nu-l fi primit de la tine? Dragii mei, gândiți-vă că prima dată când am citit despre milion în cuvântul lui Dumnezeu, am citit că David a adus un milion de ce? S-a strâns pentru construcția templului un milion de talanți de argint. Un milion de talanți de argint. Gândiți-vă câte zeci de tone erau, dragii mei. 34 de kilograme. Un talent. În jurul acesta era talentul evresc în vremea aceea. 34 de tone de argint. Greu de închipuit. Ce sumă extraordinară. Și vine David și spune, Doamne, dar ce sunt acestea? Este ceva din ce ne-ai dat tu. Cred că dacă ar fi fost cineva pe vremea aceasta să facă o astfel de donație, ar fi trebuit să vuiască toată presa. Și probabil că toată lumea ar fi spus cel mai mare filantrop, cel mai mare donator, cel mai mare darnic om din lume. Și David spune, Doamne, ce suntem noi? Și ce sunt aceste lucruri? Oare avem ceva pe care să nu-l fi primit de la tine? Ce lucruri extraordinare. Dragii mei, și Iov când a trecut printr-o suferință atât de mare, gândiți-vă la lucrul acesta. Nu cred că cineva își poate închipui să vadă, și eram odată într-o biserică și mă uitam așa dintr-o parte în alta, dacă ai fi pus 10 sicrie unul lângă altul. Să te uiți la toate, să te uiți în urmă și să zici tot ce am avut, parcă a suflat vântul și l-a luat. Totul s-a șters și tu să zici, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. De ce oare omul acesta n-a văzut pierderea aceasta enormă? A rămas fără tot. Și parcă n-a fost suficient. Dumnezeu îngăduie ca să rămână și pentru ce ar putea fi mai important pentru sănătatea lui. Și dacă cineva a avut vreodată o suferință trupească, nu cred că a depășit-o pe lui Iov. Și gândiți-vă că Iov vine și spune, atunci când soția lui spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, să scap de suferința aceasta. El spune, cum aș putea să fac lucrul acesta? Oare cum primim binele să nu primim și răul? De ce oare, dragii mei? Pentru că Iov a văzut dincolo de toate binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu. Dincolo de toate încercările care Dumnezeu îngăduise să fie în casa lui. El era ancorat în Dătător, nu în daruri. El vedea că dincolo de toate aceste lucruri era Dumnezeu. Dragii mei, același lucru l-a văzut și David. A spus, cine sunt eu ca să fac o casă Domnului și ce sunt aceste daruri pe care noi le-am strâns? Da, dragii mei, erau lucruri mărunte, cu toate că pentru noi astăzi ar fi extraordinar de mari. Toate lucrurile acestea, dar a văzut ceea ce era mai important, a văzut sursa, a văzut sursa darurilor. A văzut sursa la tot ceea ce era important. Aceasta înseamnă să avem o relație bună cu Dumnezeu. Știți, în altă parte, în cuvântul lui Dumnezeu, spune și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi.
să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. De ce? Pentru că mai devreme spune: iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul tău să vă învăț și să le împliniți în țara pe care veți lua în stăpânire, ca să te tem de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Cine? Tu, fiul tău și fiul fiului tău. Toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau azi să le ai și să ai zile multe. Ascultă, dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul vostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. În lucrurile acestea, Moise spune și le aduce aminte poporului poruncile acestea pe care le-au primit în acea zi. Spune să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă. Dragii mei, datoria noastră ca și părinți, datoria noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, datoria noastră ca și frați în Domnul Iisus Hristos sau ca slujitorii lui Dumnezeu, este să amintim și să reamintim aceste lucruri copiilor, fraților noștri, celor din jurul nostru. De ce? Pentru că ei trebuie să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, Dumnezeu, poporul Israel, i-a dat aceste porunci ca să le împlinească și aceste sărbători ca să-și readucă aminte. Și biserica are sărbătoarea aceasta de readucere aminte, să facem lucrul acesta spre pomenirea mea și noi obișnuim să o facem în fiecare duminică, cina Domnului, masa Domnului, frângerea pâinii. Dar, dragii mei, evreii aveau 3 sărbători mari și importante pentru bărbați. Și mulți dintre ei își aduc aminte și le sărbătoresc chiar și astăzi. Dragii mei, noi avem ocazia aceasta ca să nu uităm de Domnul. Și știu că am putea să vorbim și probabil că v-ați gândit că vin la încercările care au venit peste adunarea noastră, peste țara noastră, peste Europa, aș putea spune chiar peste întreaga lume. Și deschidând televizorul după 3 luni și ceva, am avut parte să ascult numai știri triste. Și parcă nu ne venea să credem și poate că parcă n-am putea să credem. Și să auzi oameni disperați care, acum câteva zile citeam un mesaj, cineva spunea: dacă auziți undeva un loc la TI, vă rog să mă anunțați. Avem nevoie de un loc. Un loc unde să primesc ajutor. Un loc în care să se încreadă în ceea ce pot face oamenii pentru salvarea vieții. Dragii mei, ne-am gândit vreodată că sunt atât de mulți oameni în jurul nostru care au nevoie de un loc de urgență în inima lor. Au nevoie de un mântuitor, au nevoie de o relație cu Dumnezeu, au nevoie să cunoască despre cer, au nevoie să cunoască despre dragostea lui Dumnezeu, au nevoie să vadă dragostea lui Dumnezeu, au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu, au nevoie să asculte cineva, au nevoie să stea cineva de vorbă. Auzeam despre niște tineri care s-au dus și răspund voluntar la telefon după ce fac niște instrucțiuni pentru oamenii care sunt bolnavi și care cer ajutor. Și merg acolo și o fac voluntar. De ce? Pentru că sunt oameni care au nevoie să li se răspundă la un telefon. Și sună o zi întreagă și nu poate să intre în legătură cu cineva. Și așa că cineva își deschide inima. Dragii mei, biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, copiii Domnului Iisus Hristos sunt chemați în lumea aceasta ca să fie sarea pământului. Sunt chemați în lumea aceasta ca să lumineze lumina lui Dumnezeu. Sunt chemați în lumea aceasta ca să fie niște indicatoare spre cer. Sunt chemați în lumea aceasta ca să fim niște ambasadori în puterniciția lui Dumnezeu. Știți că uneori
Vedem la anumite întâlniri niște oameni care vin îmbrăcați și sunt oameni importanți, ambasadorul anumitui stat. Și îl vezi că are o îmbrăcăminte și spune, măi, domne, dar a venit și ăsta cu fularul ăsta înfășurat în halul acesta, cu haina asta lungă. Păi nu se uită la ceilalți că au costum, au cravată, au... dar el reprezintă cultura și ținuta țării lui. Același lucru, dragii mei, și noi suntem chemați să fim ambasadori, trimeși în puterniciți ai lui Dumnezeu, ca să arătăm pe Dumnezeu, să arătăm dragostea lui, să vorbim despre împărăția Domnului Iisus Hristos, care trebuie să fie și să ajungă în inima tot mai multor oameni. Dumnezeu să ne dea harul ca să ne încredem, să nu uităm că ceea ce avem este bunătatea și îndurarea Lui. Dacă avem ce pune pe masă, uneori parcă ne este greu și zicem, Doamne, dar al cui este rândul să spele vasele astăzi? Dar, dragii mei, sunt alții care nu numai că n-au o farfurie sau n-au furculiță sau n-au cutit la masă. Sunt unii care n-au ce pune pe o frunză să mănânce. N-au o mână de orez să pună în fața lui și să mănânce și să culcă flămând. Dragii mei, avem motive să mulțumim lui Dumnezeu. Avem motive să fim recunoscători lui Dumnezeu. Dacă putem să facem și să mergem la un loc de muncă sau să mergem pe drum sau să citim o carte, alții și-ar dori lucrul acesta, dar nu îl pot face. Să nu uităm lucrul acesta. Avem un Tată în cer care ne iubește și putem să venim la El în rugăciune și să-i mulțumim. Să-i mulțumim pentru ceea ce ne dă în fiecare zi. Să-i mulțumim pentru pâinea care o avem pe masă. Să-i mulțumim pentru sănătatea pe care o avem. Să-i mulțumim pentru frații care se gândesc la noi. Să-i mulțumim pentru părinții noștri, să-i mulțumim pentru bunicii noștri, să-i mulțumim pentru nepoții noștri. Să-i mulțumim pentru Cuvântul lui Dumnezeu care stă în casele noastre. Poate uneori fie că nu este deschis, acum mai nou citim mai mult despre din telefon și multe îndemnuri așa frumoase. Chiar și astăzi spunea fratele Gigi o întâmplare cu biserica din Nielsen. Eu am fost în orașul acela. Biserica care a fost arsă cu ceva ani înainte și părea o nedreptate, o cruzime, să dai foc unei sinagogi și să o arzi complet, să rămână doar pietrele și ceea ce era construcția de rezistență. Restul, ceea ce a fost frumos, ceea ce a fost ars și a rămas acolo. Și probabil că a citit învățătura aceea că atunci când a venit războiul peste câțiva ani și când toți bombardau și când focul ardea pe străzi și casele de jur împrejur și oamenii nu găseau un loc unde să se ferească din calea focului. Și atunci au găsit că acele ziduri de piatră, acele ziduri groase, acea biserică, care, acea clădire care fusese arsă, acea sinagogă, a fost un bun adăpost și a salvat viețile multor oameni care s-au ascuns acolo. De ce? Pentru că nu mai putea arde nimic acolo. Arsese cândva. Și cel care a scris meditația aceea ne făcea referire la Domnul Iisus Hristos, care a suferit El în locul nostru, care a plătit El plata pentru fără de legile noastre. Și prin rănile noi suntem vindecați, suntem salvați. Domnul Iisus este acela care s-a dus să ne pregătească un loc. Și într-o bună zi, nouă ne pare foarte rău când auzim că cineva tânăr a trecut la Domnul și spune, Domnule, dar avea o viață înainte, avea atâtea lucruri pe care putea să le facă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu numește viața noastră un abur care se arată puțin teria la parpiere. Acolo, în slava lui Dumnezeu, este un loc pregătit să ne bucurăm pentru veșnicie. De aceea, dragii mei, să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce avem. Și mai este ceva. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu spune, când vii la sărbătoarea aceasta, la sărbătoarea corturilor, să nu te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Știți la ce m-am gândit la locul acesta? Noi creștinii suntem chemați ca să aducem rod. Și poate că mulți se gândesc aici, Dumnezeu, dar eu nu sunt, nu trăiesc la țară, n-am cartofi în grădină, nu am roșii, nu am mere, nu am ce să aduc Domnului. Dar eu cred că Domnul
Pentru noi cei credincioși am putea să ne gândim la mai mult decât atât. Domnul vrea ca în viața noastră să se vadă roada Duhului Sfânt. Și activitatea noastră și slujirea noastră să fie roada care să fie totdeauna înaintea Domnului. Și cred că lucrul acesta Dumnezeu îl dorește. E adevărat că și lucrurile materiale, de câte ori sunt nevoi, trebuie să intervenim chiar pentru întreținerea bisericii și ajutarea celor care sunt mai săraci. Dar cred că dincolo de toate acestea, Dumnezeu dorește să se bucură de slujirea noastră. Domnul Iisus Hristos n-a avut o casă unde să-și odihnească capul, dar au fost atâția oameni care l-au primit în casele lor. Nu a avut proprietăți și cu toate acestea are un loc de cinste în cele mai multe inimi. Și spune aici, fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. Ți-a dat Domnul un dar să slujești, un talent, un negoț, un talent care trebuie pus în negoț, Domnul să ne dea înțelepciune cum să-l punem în negoț, nu trebuie să stea îngropat. De aceea, dragii mei, să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea călăuzire și înțelepciune ca în toate situațiile să slujim pe El. Mă bucur că am revenit în țară și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat ajutorul pentru perioada aceasta și vreau să vă spun că am avut posibilitatea și bucuria ca să slujesc în două biserici în timpul acesta și la Stratford, unde mergeam de obicei, și la Avele, unde s-a deschis o nouă posibilitate de vestire a Cuvântului Dumnezeu. Acum ei trec printr-o criză și li s-a interzis orice strângere. Și noi la Milveni am înțeles că trecem printr-o situație dificilă, sunt surori, sunt frați care sunt internați și care au fost afectați de diferite suferințe, problema aceasta cu COVID-ul și să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să întărească pe slujitorii Lui, să întărească pe cei care sunt în suferință și să mulțumim Domnului dacă am fost încă scutiți de lucrul acesta și să ne pregătim inimile și sufletul pentru a fi gata atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni ca să-și ia biserica sa și noi să fim gata ca să-L întâmpinăm. Harul Domnului nostru Iisus cu un Hristos să fie cu noi, să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Frații, vă transmit salutări și să nu uităm să ne rugăm și pentru ei. Ei pentru o lună de zile nu au voie să se întâlnească în mod public și să se întâlnesc la fel cum ne-am întâlnit și noi acum pe Zoom. Și poate că e bine ca și noi o perioadă să rămânem la online pentru ca să ferim și să ne ferim de a răspândi boala aceasta care virusul acesta care afectează atât de mulți oameni. Ne rugăm pentru cei în suferință și ne rugăm și pentru slujitori. Și mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care ne le-a dat, de la roada Duhului în viața noastră, Duhului Sfânt, până la harul acesta de a fi copii ai lui Dumnezeu și de a putea să ne închinăm înaintea Lui. Aș vrea, înainte ca să închei, să fac o rugăciune înaintea Domnului, împreună cu dumneavoastră și aș dori acolo unde sunteți, în locul în care ascultați mesajul acesta, să spuneți un amin din toată inima și Dumnezeu să vadă unitatea noastră și să asculte rugăciunile noastre a fiecăruia în parte. Părinte bun din ceruri, venim înaintea ta după amiaza aceasta plin de recunoștință, Doamne, pentru faptul că ne-ai dat harul acesta să fim copiii tăi. Doamne, mulțumim că ne-ai chemat din lumea aceasta, ne-ai ales ca să înțelegem planul tău de mântuire. Ne-ai dat harul și călăuzirea ta, Doamne, ca să devenim copiii tăi. Doamne, te rog să ne ierți pentru orice nu este după voia ta în viețile noastre, pentru orice neascultare sau orice nevighere. Și, Doamne, în mod special dorim ca să ne umpli de roada Duhului tău cel Sfânt, să ne dai călăuzirea Duhului tău cel Sfânt, să ne dai înțelepciune, Doamne, cum să trăim în lumea aceasta, Doamne, să fim un exemplu bun în familiile noastre. Dorim, Doamne, să călăuzești fiecare persoană din familiile noastre, Doamne, să întărești și să sprijinești, Doamne, și pentru cei care sunt încercați. Doamne, pentru sora Angela, pentru fratele Soroiu, pentru fratele Rotarul, soția lui și toți cei care au probleme de sănătate, Doamne, te rugăm ca Tu să dai sănătate, să dai vindecare, Doamne.
doresc de asemenea și pentru părinții mei să-i întărești acolo unde sunt. Dă-i sănătate și mamei mele și tatălui meu, Doamne, și adu-i cu bine din nou în casa lor. Doamne, sunt atât de mulți oameni care sunt bolnavi în țara aceasta, în lumea aceasta. Doamne, sunt mulți care sunt afectați de boala aceasta contagioasă. Doamne, te rugăm să te înduri, Doamne. Părinți, te înduri și dă înțelepciune și oamenilor acestea la care conduc, Doamne, ca să aibă parte oamenii de un tratament sănătos pentru ei. Doamne, pentru cei care sunt disperați, pentru cei care sunt deznădăjiți, pentru cei care sunt mâniți, Doamne, pentru cei care sunt deprimați, pentru cei care sunt întristați, pentru cei care n-au mângâiere, Doamne, lucrează Tu și devină mângâierea lor. Doamne, luminează și intervine în viața celor la care Te caută, Doamne, într-un mod greșit, dar doresc să se apropie de Tine. Doamne, intervină în viața lor și descoperă-Te și lor ca să înțeleagă chemarea Ta, să înțeleagă cuvântul Tău, să înțeleagă leagă voia Ta, Doamne, și dă-le în harul acesta să Te primească ca stăpân și Domnul în inima lor. Doamne, binecuvântează tineretul Tău, binecuvântează slujitorii Tăi, Doamne, binecuvântează copiii noștri și binecuvântează, Doamne, misionarii și lucrătorii Tăi de pe întreg pământul. Doamne, pentru biserica care e în suferință, Doamne, îndură-Te și binecuvântează și pe cei care au parte de prigoană, întărește, Doamne, misionarii Tăi în locurile acelea, adu libertatea cuvântului Tău, Doamne. Și îndură-Te cei care se întorc la Tine, care își riscă prețul vieții lor ca să Te primească ca Domn și Stăpân. Doamne, știm că Vei trimite pe Domnul Iisus, dorim ca să ne dai harul, ca să ne pregătim și dorim, Doamne, ca atunci când Tu Vei trimite pe Domnul Iisus Hristos să fim gata, Doamne, și să avem parte de bucuria aceasta de a sta împreună cu El la masă în împărăția Ta. Încredințați, Doamne, că ești cu noi, că Vei binecuvânta lucrarea Ta și la milioveni. Dorim să întărești și să sprijinești, Doamne, pe fiecare în parte, să binecuvântezi pe cei care se implică în lucrarea Ta, Doamne, să binecuvântezi pe Sebi și pe Adi cu lucrarea aceasta online, Doamne. Și dorim, Doamne, ca mesajul acesta să fie ascultat, dar mai mult decât să fie auzit, Doamne, să pătrundă în inima celor care au o inimă deschisă, Doamne, să aducă rod pentru slava numelui Tău. Îți mulțumim că ne-ai făcut harul acesta de a ne auzi împreună, de a auzi cuvântul Tău și de ne-a mângâia și ne-a întări prin harul și dragostea Ta. Pentru toate, fii slăvit și binecuvântat, onorat, de acum și până în veci, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumim pentru mesajul din seara aceasta. Următoarea dată când vom avea program va fi mâine la ora 7. Programul din seara aceasta s-a terminat. Să aveți o seară plăcută.